Bună ziua, dragi prieteni! În luna martie a acestui an, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acțiune pentru economia circulară, unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului Verde European. Noul plan de acțiune vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor. Pentru a putea atinge neutralitatea climatică până în 2050, pentru conservarea mediului natural, dar și pentru consolidarea competitivității economice, avem nevoie clar de o economie pe deplin circulară. În ceea ce privește oportunitățile, economia circulară poate avea beneficii sub forma creșterii PIB-ului și a creării de noi locuri de muncă. De exemplu, se estimează că până în 2030 se poate ajunge și se pot crea circa 700.000 de locuri de muncă noi. Un clasament al economiilor circulare plasează, realizat de către Politico, o organizație de știri în domeniul politic și legislativ, plasează România pe locul 18 în topul economiilor circulare din Europa, situându-se pe primul loc la capitolul deșeurilor municipale și pe al doilea loc la risipa alimentară, însă se află pe ultimele locuri în ceea ce privește nivelul de reciclare, materialele reciclate reutilizate și comerț cu materii prime reciclabile. În următoarea oră, alături de invitații de astăzi, discutăm despre evoluția conceptului de economie circulară pe plan local. Invitații sunt Ionuț Georgescu, director general FEPRA. Bună ziua și bine ai venit, Ionuț! Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România. Bine ai venit, Mircea! Și mă bucur să ne revedem! Valer Hancaș, director de comunicare și corporate affairs, Kaufland România. Dragi invitați, vă propun să începem cu o întrebare la care vă invit să răspundeți toți. Până la urmă vorbim de un proces de tranziție în care se află cele mai multe dintre statele europene și aș vrea să vedem în ce etapă se află România și întrebarea este cât de pregătită este România să facă față provocărilor pe care le aduce economia circulară. Ionuț, sau dacă vrea să înceapă altcineva, eu vă invit. Păi, mulțumim, în primul rând, mulțumim Nicoleta pentru invitație și este o onoare să fim alături de tine și de invitații, de ceilalți invitați. E un subiect care de multe ori sună foarte tehnic, economie circulară, ne gândim, intrăm în detalii tehnice și până la urmă, cred că pentru ascultătorul nostru este și pentru cel care se uită acum la noi, este important să simtă în primul rând el ce înseamnă economie circulară. Și dacă să ne uităm la România în ultimii 30 de ani, acum 30 de ani în copilăria unora dintre noi, știam să mergem, de exemplu, când cumpărăm lapte, să ducem sticla de lapte goală, să o ducem înapoi la magazin și luăm o sticlă de lapte nouă, o sticlă plină. Era un mic concept de economie circulară. Dădeam ceva înapoi și luam ceva cu același produs și făceam reutilizare. Era un exemplu așa foarte basic. Dar plecând de aici și ducându-l la nivel macroeconomic, până la urmă tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, tot ceea ce consumăm, poate fi la un moment dat o resursă pentru cel de lângă noi. Generăm foarte multe deșeuri, avem foarte multe produse în jurul nostru, care pot fi utilizate și de alții. Și când o să vorbim de economie circulară, o parte foarte importantă este zona de reciclare. Dar trebuie să vorbim de reutilizare, trebuie să vorbim de reducere, trebuie să vorbim de câteodată repurpose. Să dăm un nou un nou obiectiv, să folosim altfel acele produse decât pentru scopul inițial și să fim inventivi în această zonă. România, din punctul meu personal de vedere, este într-o poziție extraordinară. Având atât de multe lucruri de făcut, poate adopta un model de economie circulară în acest moment, uitându-se la tot ce au făcut cei din jur, la tot ce au făcut Europa de vest în ultimii 30 de ani, să zică, aha, păi hai să iau modelele cele mai bune. Și pe lângă asta mai avem un avantaj. Suntem într-adevăr într-o poziție 18, cum spuneai, la economie circulară din rapoartele Uniunii Europene. Dar dacă am folosit tehnologia, digitalizarea mai mult, dacă am fi mai transparenți în ceea ce facem și în felul acesta am putea crea un cerc de încredere în care toți actorii din sistem să poată interveni
și să poată crea o economie circulară reală. Pentru că eu consider că o economie circulară poate funcționa doar dacă există transparență și încredere între actori, în așa fel încât ei să colaboreze. Deci România cred că are un potențial fenomenal în anii următori să utilizeze tehnologia și digitalizarea pentru economie circulară. Îți mulțumesc, Mircea. Mergem mai departe. Care este perspectiva ta asupra situației în care ne aflăm și care sunt oportunitățile, dacă suntem pregătiți chiar și pentru oportunități? Cum a spus și Ionuț, avem multe oportunități pentru că nu am făcut mare lucru până acum, din păcate, la nivel național. Da, rămâne de văzut cum o să ne mișcăm. Eu sunt îndoit așa. Sunt optimist, cumva, până la urmă va trebui să o facem. Asta e direcția. Atâta timp cât suntem în Uniunea Europeană și urmăm politicile europene, va trebui să o facem. Rămâne de văzut cât de bine ne vom mișca, cât de bine vom fi proactivi și vom veni cu inovație și cu idei noi și să evităm greșelile făcute de alții și să ardem etape inutile, sau dacă cumva vom fi permanent reactiv, ni se va părea că acest concept de economie circulară e ceva ce ni se bagă pe gât cu forța și aduce pierderi economice și așa mai departe. Depinde cum te uiți la potențialul de schimbare. Dacă ești printre cei care îl adoptă destul de rapid, poți să îți securizezi o poziție pe o piață europeană în care să ai beneficii economice. Dacă ești printre ultimii veniți la petrecere, în mod sigur, felia o să fie mică, o să stai într-un colț undeva și eventual o să prea te bage lumea în seamă. Deci depinde foarte, foarte mult de cum apucăm aceste oportunități care într-adevăr există. Dacă ne dorim să, dacă avem viziune, putem face lucruri foarte mari. Tu ce spui, Valer? Suntem pregătiți pentru economie circulară sau pentru recuperarea acestui gap între unde ne aflăm și unde se află alte state europene? E un concept și de regulă se spune că speranța moare ultimă. Dar nu o să am un speech în direcția asta, în direcția negativă. Mai degrabă spune că în acest concept de sustenabilitate, care bineînțeles este în legătură directă cu economia circulară și așa mai departe, speranța trebuie să existe, dar nu este suficient. În primul rând, cred că vorbim de un grad de responsabilizare și aici mă refer la mediul de business în principal, după care probabil că din mediul de business am putea să trecem și la un nivel de implicare personal. În al doilea rând, cred că este vorba de asumarea responsabilității și aici ne gândim la realizarea probabil a unor indicatori care ne arată de fapt impactul pe care le avem în zonele în care influența noastră negativă trebuie diminuată. E o șansă pentru România. Din păcate, vorbim întotdeauna după ce, nu știu, comisiile europene transpun anumite inițiative sau România ar trebui să adapteze legislația națională vis-a-vis de legislația europeană. Însă, cred cu tărie că mediul de business poate să reacționeze chiar și mai mult decât obligațiile legale. Din acest punct de vedere, există companii care pot fi deja date ca exemplu, dacă vreți, încă nu au intrat colegii mei în detalii, dar cu siguranță că cel puțin una dintre companiile prezente aici, din retail, face eforturi considerabile, eforturi care depășesc cerințele legale, astfel încât, de ce nu,
lucrurile să fie puse încă de la început într-o ordine și o direcție unitară. Potențial există, pentru că da, atunci când pleci de la zero și vrei să faci performanță, e într-adevăr extrem de mult de muncă. De la o performanță la o altă performanță superioară, atunci lucrurile sunt într-adevăr mai greu de stabilit, dar suntem în punctul în care, într-adevăr, ar trebui să ne definim impactul pe care îl avem, să găsim soluțiile necesare pentru a diminua impacturile respective și, de ce nu, poate chiar și partenerii. Alegerea partenerilor poate fi o strategie, da, de a intra cumva în această vrie de economie circulară, cam așa mi se pare mie că sună un pic în extremis, dacă vorbim de aplicare ei la nivel național. Vorbeai de politici, e clar o muncă care se poate face doar în parteneriat și pentru că ai vorbit de politici locale, practic noi trebuie să vorbim acum și despre directiva europeană, nu? Care stabilește normele Uniunii Europene privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, pentru că ne vom concentra cumva și pe acest aspect în discuția noastră. Avem niște obiective. Până la 31 decembrie 2025, cel puțin 65% din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclată. Obiectivele de reciclare pentru fiecare material sunt 50% pentru plastic, 50% pentru aluminiu, 70% pentru sticlă și 75% pentru hârtie și carton. Mă întorc la tine, Ionuț. Aș vrea să înțeleg mai bine despre ce este vorba, cum putem atinge aceste obiective în România și ce face FEPRA. Înțeleg că voi, de fapt, sunteți parte din acest efort de atingere al obiectivelor. FEPRA este ceea ce se numește în legislația europeană și românească un organism de implementare a răspunderii extinse a producătorului. Sună așa extrem de pompos. În realitate, așa cum spunea, există niște obligații europene privind reciclarea ambalajelor pentru toate statele membre. Iar această obligație de reciclare, Comisia Europeană a decis în anii 70 să o ducă către producătorul produsului ambalat. Pe principiu poluatorul plătește, s-a considerat că ambalajul respectivului produs este în sarcina producătorului produsului, iar acesta urmează să se ocupe operațional și financiar să facă ca lucrurile să funcționeze în așa fel încât acele ambalaje care au o durată de viață extrem de scurtă. Am luat produsul, l-am desfăcut sau l-am consumat și ambalajul s-a dus mai departe. Produsul rămâne de cele mai multe ori. Bun, dacă e mâncare sau băutură, îl consumăm imediat. Dacă e mobilă, o ținem în casă mulți ani. Dar ambalajul imediat ajunge ca un deșeu de ambalaj. Și din acest motiv, rapiditatea cu care trebuie să ne mișcăm în piață este destul de mare, în așa fel încât să recuperăm acele deșeuri de ambalaj. În ultimii ani se vede o efervescență în această piață de colectare și reciclarea deșeurilor de ambalaj, iar eforturile financiare în ultimii 5 ani ale producătorilor au crescut semnificativ. Piața, producătorii contribuie de circa 10 ori mai mult financiar față de 2015, încercând să ridice tot sistemul. Aici trebuie să ne uităm la două lucruri extrem de importante. Infrastructură și modul în care folosim infrastructură. Din păcate, ca infrastructură publică de colectare separată a deșeurilor de ambalaj, stăm extrem de prost. Autoritățile publice locale sunt extrem de întârziate, iar asta creează o presiune foarte mare pe sistem. De ce? Pentru că în momentul în care responsabilitatea este a producătorului produsului, iar îndeplinirea asta se face împreună cu un partener care nu e pregătit, autoritatea publică locală, normal că eforturile producătorului, produsului, cresc. Și atunci contribuția lui se duce în alte zone care n-ar trebui să se ducă acolo, ci ar trebui să se ducă către autoritatea publică locală. Din păcate, chiar și din raportarea, există asociațiile autorităților publice locale și a ADI-urilor, asociații de dezvoltare intercomunitare, în ultimul raport, într-un an de zile, autoritățile publice locale, în mod, să zicem așa, oficial, au contribuit cu 16.000 de tone de ambalaj. 16.000 de tone colectate de
salubriști și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitare și raportate în sistem. Nevoia sistemului este de circa 700.000 de tone în fiecare an. Deci contribuția autorității publice locale este extrem de îndepărtată. Nu avem infrastructură de colectare selectivă. De ce vorbim tot timpul de colectare selectivă? Păi dacă le punem pe toate la oaltă, la noi acasă, și ducem tot gunoiul, că pe ăla îl numesc gunoi, că dacă pui totul, și mâncare, și banane, și peturi, și hârtie, pui totul la oaltă, îl faci gunoi. Nu facem altceva decât să creștem atât de mult gradul de contaminare între acele ambalaje, încât este imposibil ca cineva după noi să stea să le sorteze, să le spele, ca să mai poată fi reciclată. O hârtie care, peste care turnăm ciorbă nu mai poate fi reciclată. Asta ca să fie, în cel mai bun caz, putem să o ducem la compost. În cel mai bun caz. În rest, fără colectare selectivă, fără a separa aceste produse în mod real, nu putem. Iar aici, până la urmă, românii au făcut eforturi foarte mari. Aveam pe vremuri și pubele pe stradă, mergeam, duceam acolo. Din păcate, vedeam de multe ori salubristul cum le ia și le amestecă iarăși în mașina de gunoi. De ce? Că nu are mașini de gunoi destule. Autoritatea publică locală este extrem de îndepărtată în acest moment de realitatea zilei și creează o presiune pe viitor foarte mare. Se mișcă extrem de încet autoritatea publică. În al doilea rând, toată această lipsă de implicare a autorității publice locale se duce într-o altă zonă, în care, dintr-un punct de vedere pozitiv, colectorii privați funcționează în această zonă și încearcă să compenseze aceste lipsuri, dar destul de greu, cu niște costuri. Dacă înainte de pandemia de coronavirus, zona Horeca, restaurante, hoteluri, aducea o contribuție foarte mare, dacă ne uităm la sticlă, dacă ne uităm la PET, la tot felul de plastice, aduceau o cantitate foarte mare. Dintr-o dată, zona asta s-a micșorat. Stăm acasă, consumăm acasă. Ambalajul s-a mutat din nou din zona Horeca mai mult la noi acasă. Și din păcate, iarăși ne întoarcem la autoritatea publică locală. Dacă ne uităm la ținta anului 2025, sunt posibile de făcut, dar trebuie să luăm niște decizii acum. Și din punctul nostru de vedere, FEPRA, noi considerăm, iarăși revenim la digitalizare și la utilizarea noilor tehnologii. Acum circa 7 ani de zile a apărut o companie în America care spunea în San Francisco că te plimbă cu mașina din punctul A în punctul B și face ride sharing. Și lumea zicea, ce e la ride sharing? Habar n-aveam ce e la ride sharing. Și acum cred că toți sau foarte mulți o folosim. Se numește Uber și nu vreau să fac nicio reclamă. Ca să-i zic competitorul care nu e încă în România, Lyft-ul care este în America sau sunt și alți competitori pe piață, dar a schimbat piața de taxi din toată lumea. Cum folosim? Întrebarea principală pe care noi la FEPRA și eu și colegii ne-o punem, cum reușim să utilizăm cât mai bine tehnologia ca să eficientizăm relația pentru fluxul de ambalaj și deșeu de ambalaj direct între consumator și producătorul produsului? Sunt foarte mulți pe lanț. Dacă pe fluxul de deșeuri avem și autoritatea publică locală, și salubristul, și sortatorul, și un procesator de diverse tipuri, sunt extrem de mult pe lanț și se pierde foarte multă valoare în acea zonă și calitate. Și încercăm, unul din proiectele la care ținem foarte mult pentru anul viitor, este acela să găsim varianta și avem un parteneriat cu un startup pe care o să-l anunțăm în curând, în care să intrăm în contact direct, să punem în contact direct reciclatorul ambalajului, deșeului de ambalaj și consumatorul, ca să încercăm să putem face într-adevăr o diferențiere în gradul de contaminare și în eficientizarea în mod real a sistemului, în așa fel încât presiunea pe producătorul produsului să scadă încetul cu încetul. Și acesta să poată să se focuseze și pe alte lucruri. Pentru că în acest moment, având o problemă mare, producătorul produsului se uită foarte mult pe reciclare,
Altfel, dacă nu-și face obligațiile, plătește, se plătesc amenzi în sistem, ceea ce nimeni nu-și dorește. Dar dacă și-ar face acest obiectiv mai ușor, atunci ar putea să se ocupe și de reutilizare și de reducere, de un nou design al produselor, ca să putem merge către acea responsabilitate extinsă în a producătorului și într-adevăr să o implementăm. Dar țintele pe 2025, mă repet, pot fi făcute, dar dacă luăm decizii rapide în următoarele luni. Și mă bucur de asemenea că pentru deșeul de ambalaj primar, pentru anumite tipuri, sticla de PET, sticla de sticlă, vor fi în următorii ani și sistemul de garanție în care, ca în, și de exemplu în Germania, vom plăti și ca pe vremuri, înainte anii 90, vom plăti o garanție când vom cumpăra produsul și ne vom lua bani înapoi atunci când mergem și ducem acel ambalaj înapoi pentru a fi într-adevăr reciclat și trasabilitatea lui să fie corectă. Vorbeai de sistemul de depozit. Eu pot vorbi, dacă îmi dau play. O să te întrerup, durează puțin pentru că îmi dezactivez microfonul și atunci am nevoie de câteva secunde să-l reactivez. Vorbeai de soluții și de eforturile producătorilor. Din câte știu, IKEA are diverse programe în acest sens și cel mai recent se pare că este acest Green Friday. Mircea, ce s-a întâmplat de Green Friday și care a fost reacția oamenilor vis-a-vis de acest program al vostru? Da, noi în mijlocul febrei cumpărăturilor de Black Friday am ales să fim un pic diferiți și am venit cu conceptul ăsta de Green Friday, prin care am lucrat pe un serviciu pe care deja l-aveam. Nu știu câți din clienții noștri știu că încă din 2019 pot să aducă înapoi la magazinele noastre mobilă veche IKEA, din anumite categorii, bineînțeles, nu chiar toate produsele intră în serviciul ăsta, și noi le-o răscumpărăm dacă este în stare bună sau foarte bună, și apoi o revindem fără profit, la exact același preț cu care am cumpărat-o de la clienții noștri. Este un pas spre zona asta de circularitate, de extindere a duratei de viață a produselor. Până să ajungă la finalul duratei de viață, până să ajungă în categoria deșeurilor, cel mai bine e să reușim să prelungim durata de viață a produselor. Ăsta e primul pas, să amânăm stadiul în care vor ajunge deșeuri și apoi vom vedea ce vom face cu ele. Ionuț a acoperit foarte bine o bună parte din partea aceea. Noi, având acest serviciu prin care încercăm să oferim o nouă viață, o a doua șansă produselor IKEA care au fost deja folosite, în campania asta de Green Friday, am avut o ofertă, bineînțeles, o ofertă specială, nu se putea altfel. Am dublat prețul pe care îl ofeream clienților noștri timp de o săptămână, s-a încheiat timp de 10 zile, s-a încheiat ieri campania și în plus față de ceea ce făceam de obicei, adică n-am mai revândut produsele primite în cadrul campaniei, ci le-am donat către o cauză bună. Bineînțeles, vorbim doar de produse în stare bună și foarte bună, adică ceva ce oricare dintre noi și-ar lua acel produs acasă și l-ar putea folosi liniștit. Nu vorbim de produse în stare proastă. Reacția clienților a fost extraordinară, adică față de estimările noastre, cantitatea a fost dublă de produse, ceva 200 și ceva la sută față de estimările inițiale. Deci există voință, există deschidere
din partea clienților noștri către acest concept și de circularitate. Există, cum spuneam la o altă, la o altă întâlnire, suntem în mijlocul unei schimbări de paradigmă, inclusiv la nivel de consumator, de redefinirea valorii. Nu ne mai uităm neapărat doar la valoare în produsele noi strălucitoare din cutie, ci învățăm să recunoaștem valoarea și în produsele care poate au mai avut o viață înainte, dar sunt într-o stare absolut bună și funcționale. Deci suntem foarte, foarte mulțumiți de reacția clienților noștri care sunt deschiși spre acest gen de experiențe. Este doar un început. Serviciul de răscumpărare a mobilierului uzat rămâne valabil, chiar Green Friday s-a terminat, campania ieri, dar serviciul rămâne pe perioadă nedeterminată. Următorul pas va fi să transformăm pentru cunoscătorii magazinelor IKEA colțul de chilipiruri, acolo unde se găseau de cumpărat produse cu mici zgârieturi, mici defecte sau care fusese expuse deja în magazin. Tot acel colț de chilipiruri se va transforma în ceea ce noi numim circular hub, deci un nod al economiei circulare. Și asta se întâmplă la nivelul tuturor magazinelor IKEA din lume și va deveni cumva un punct focal al conceptului de economie circulară, unde se vor întâmpla foarte multe lucruri. Vor fi ateliere pentru clienți, vor fi soluții de inspirație pentru a-ți refolosi produsele IKEA în moduri noi, acel repurposing de care vorbea Ionuț mai devreme. Vor fi multe alte soluții pe care încă nu le știm, pentru că suntem într-un proces de descoperire și de co-creare împreună cu clienții noștri în această filozofie a economiei circulare. O să revenim și la IKEA, să abordăm puțin ce perspective sunt și la nivel global. Mă întorc acum la Valer și la eforturile Kaufland și mobilizarea acesta a consumatorului final prin proiectele pe care le faceți și voi, Valer. Ați avut de asemenea un proiect foarte recent prin care încercați să combateți consumul excesiv de plastic printr-un sistem de colectare a flacoanelor goale de produse de igienă sau de curățenie. Ce s-a întâmplat cu acest proiect și la fel, care a fost receptivitatea clienților din București? Nu știu, a fost național, a fost doar în București? Ne poți spune tu. Da, a fost un proiect pilot, ca să-i spunem așa. Cred că suntem foarte familiar cu miția aceasta. Pornind de la ideea în care, din punct de vedere al mentalității colective, aceste recipiente erau de cele mai multe ori gândite ca fiind deșeuri și ajungeau acolo în gunoi, cum bine l-a descris Ionuț anterior. Și aici, în parteneriat cu producătorii, am intenționat să extindem, de fapt, implicarea și responsabilitatea noastră și în mai multe direcții. Și iată că e un bun exemplu de ce nu, că indiferent de industria din care facem parte, atunci când dăm mâna peste granița industriilor, putem să facem lucruri mai bune, mai importante. Sistemul funcționează, într-adevăr, destul de simplu, mă rog, în afară de partea de marketing, de key visual, să zic așa, care are rolul de a motiva, să zicem așa, și de a aduce unele lucruri mai aproape de empatia cu natura, cu viețuitoarele marine, să zicem așa, și sub umbrela de Reset Plastic, aceasta este un master proiect, dacă vreți, la nivel de grup, nu neapărat la nivel de companie. Și în afară de repurposing, el se mai bazează pe alte 5 direcții și primul dintre ele este reduce,
categoric ar trebui să ne reducem în primul rând consumul acolo unde nu considerăm că e nevoie, de redesign, ceea ce se întâmplă probabil și sau se va întâmpla și la hub-ul de la IKEA, de ce nu, de recycle, remove și, nu în ultimul rând, de research, da? De tot timpul de a descoperi lucruri noi vis-a-vis de ceea ce putem face cu aceste tipuri de deșeuri. Din păcate, ceea ce am observat în România este următorul fapt. Dacă nu există un incentiv pentru cetățean, nu există nici responsabilitate. Am văzut în industria, cel puțin de retail, foarte multe inițiative aplaudabile colegilor de breaslă, prin care se colectează diverse tipuri de lucruri sau substanțe, să le spunem așa, inclusiv ulei uzat și așa mai departe. Fără incentivul respectiv, nu se practică acest lucru. Ca atare, în momentul de față, revenind la broscuța noastră, cea care colectează recipiente, flacoane, începând de la produse cosmetice, detergenți de orice tip, avem în fiecare lună, pentru a fi cumva mai în direcția asta comercială și produsele să fie dorite de către consumatori, o promoție prin care, eu știu, poate începând de la 30 până la 50% acordăm o reducere de preț pentru un articol dintr-o gamă pusă la dispoziție de producător. Aici vorbim de probabil cei mai reprezentativi producători de cosmetice și detergenți din România sau poate chiar din lume. Teoretic vorbind, aduci 5 ambalaje de șampon, de săpun lichid, de detergent de vase, de detergent de haine sau orice alt tip de flacon, recipient, și în baza acestuia beneficiezi de un voucher cu o reducere, spuneam, de între 30 și 50%. În primul rând, e vorba de un proiect de educare, așa cum bine menționai, a început în București. El este în expansiune în momentul de față. Încercăm să îl naționalizăm și să-l ducem în toate orașele unde avem magazine în România. Cred că poate fi un succes. Ce se întâmplă mai departe cu materialele respective? Acestea sunt, de regulă, tipuri de deșeuri care sunt foarte greu reciclabile. În afară de binecunoscutul PET, pe care lumea îl identifică și o să-l identifice și mai departe, tocmai datorită acestei noi legislații, care este în momentul de față în dezbatere publică, dar care probabil că până la 1 ianuarie, cred că va apărea în monitorul oficial, lucru care nu poate decât să ne bucure, pentru că oricum undeva, cred că până la sfârșitul lunii februarie, Kaufland România va dota fiecare magazin din țară cu aparate speciale de colectare pentru PET-uri, aluminiu și aluminiu și sticlă de sticlă, evident. Adică ne întoarcem cumva în copilăria noastră, atunci când, cu bucurie, mi-aduc aminte că cel puțin de două ori pe an făceam curat în pivnița bunicii, spălam sticlele și dintr-o dată, după o zi de muncă, eram bogați la acea vreme. Detalii, da, e vorba de o garanție de 50 de bani pentru fiecare recipient. Recipientele admise în cadrul acestui proiect, începând de la 0,1 litri până la 3 litri, fiindcă vorbim doar de ceea ce înseamnă sticlă sau doză, nu neapărat borcane, încă n-am ajuns la nivelul acela. În copilărie erau, dacă bine mi-aduc aminte, cred că și borcanele aveau o valoare destul de însemnată. Erau 2 lei sticla, 1 leu borcan. În copilăria noastră. 2 lei sticla, 1 leu borcan. Deci această legislație cred că va avea un impact semnificativ în sensul în care targetul de recuperare a volumelor din piață este după 3 ani de zile undeva la 95% recuperare de tot ceea ce înseamnă PET, cred că 90% din ceea ce înseamnă aluminiu și undeva la 85-90%, dar vorbesc din memorie acum, n-am cifrele în față, ceea ce înseamnă un lucru absolut îmbucurător.
Mai mult decât atât, da, autoritățile locale cred că poartă o responsabilitate semnificativă. Eu vă vorbesc acum din Sibiu și îmi dau seama că sunt un mândru cetățean care beneficiază de colectare selectivă, având în curtea în care locuiesc 4 pubele pentru fiecare tip de ambalaj. Deci lucrurile se mișcă, lucrurile pot fi puse în mișcare atâta timp cât într-adevăr există interes, există responsabilitate și de cele mai multe ori, da, ar trebui cumva să vină și Uniunea Europeană poate să ne împingă, poate cu niște amenințări de infringement și lucrurile astea funcționează, se mișcă lucrurile atunci când suntem amenințați. Mai departe, despre implicarea Kaufland în toate aceste proiecte, noi, ceea ce nu înțelege lumea, de fapt, că această economie circulară înseamnă bani, înseamnă profit. Asta înseamnă, de fapt. Toate aceste lucruri de a colecta selectiv sau nu, într-adevăr, de principiu categoric vorbim de colectare selectivă. În afară de asta, ceea ce colectezi mai departe se transformă la rândul lui într-un deșeu reciclat și așa mai departe. Ori lucrurile funcționează într-un sistem integrat, astfel încât fiecare își ia, de ce să nu spunem așa pe românește, partea banului. Despre ceea ce punem noi în piață, pentru că la rândul nostru, cel puțin pe mărci proprii, suntem, să zicem așa, un producător. O să vă dau câteva exemple. O evoluție, dacă vreți, pe ceea ce înseamnă hârtie carton. Începând de la 12.000 de tone pe an în 2017, am ajuns la 18.000 de tone pe an colectate. Pe plastic există o tendință ascendentă, la fel în ultimii 3 ani de zile, inclusiv pe lemn. Lemnul care este o resursă importantă, iată, chiar și în retail-ul alimentar, nu neapărat în retail-ul non-alimentar. Teoretic vorbind, aceste cantități, în afară de deșeurile reziduale, de acel gunoi la comun, să zicem așa, toate celelalte tipuri de deșeuri, cum ar fi deșeurile din lemn, plastic, baterii uzate, uleiuri, corpuri de iluminat, da, aluminiu, sticlă, acestea produc prin colectare, bineînțeles, valori, pentru că toate acestea sunt elemente reciclabile. Și atunci când vorbim de elemente care ne pot rotunji, să zicem așa, de ce nu, cifra de afaceri sau chiar profitul net, cred că dintr-o dată lumea poate fi ușor mai atentă la acest subiect. Vorbeam mai devreme de colectare selectivă și de importanța acesteia. Ionuț, mă întorc la tine pentru că ai menționat faptul că tehnologia este importantă și pentru FEPRA și că promovați foarte mult digitalizarea și sistemul de colectare. Ne poți face o introducere în ce înseamnă sistemele de colectare smart? Există ele în România? Sunt folosite? Care sunt perspectivele de dezvoltare dacă ele nu există în acest moment? Pe partea de tehnologie încă suntem destul de departe în acest moment. Ceea ce există în România, în primul rând, este într-o anumită zonă de operatori de salubritate privați care au început să lucreze cu GPS-uri pe mașini, cu camere video pe mașini, dar încă suntem în zona de Internet of Things, suntem destul de departe. Ceea ce va fi un plus formidabil în perioada următoare, așa cum spunea și Valer, acest sistem de garanție va fi tehnologizat. Kaufland are deja în aproape toate magazinele sisteme automate de preluare a celor ambalaje și acestea se vor tehnologiza din ce în ce mai mult, în așa fel încât să poată să susțină acest proiect de garanție și să fie cât mai ușor cetățeanului pur și simplu avea un aparat, un reverse vending machine, în care bagă acel produs și vine înapoi bonus sau îi vin banii și așa mai departe. Ceea ce încercăm noi să ne focusăm foarte mult este să tehnologizăm viața de după pubelă, de după colectare.
și să transparentizăm foarte mult acea zonă. Ce se întâmplă cu acel deșeu din momentul în care poate noi l-am pus într-o pubelă sau noi l-am dus la Kaufland sau la Ikea înapoi? Ce se întâmplă după? Cine pune mâna pe el? Ce face cu el? Și așa mai departe. De ce? Pentru că pe noi ne interesează în primul rând să oferim încredere generatorului și să oferim încredere producătorului produsului că reciclarea sau reutilizarea chiar se întâmplă. Noi avem o aplicație de trasabilitate în interiorul companiei care pleacă de la colectare până la reciclare. Acea trasabilitate cu tot ceea ce se întâmplă este transparentă total clienților pe care îi avem și partenerilor cu care lucrăm, în așa fel încât să se vadă și cu cine. De ce? Pentru că este foarte important să ai încredere în sistem. Mai departe, ceea ce încercăm noi să facem este să utilizăm din ce în ce mai multă tehnologie. De exemplu, putem spune că am încheiat acum 2 săptămâni un parteneriat cu un startup, se numește AirCreate, care tehnologizează activitatea de reutilizare și vine cu o platformă pusă la dispoziție în acest moment, în special companiilor, prin care să poată reutiliza ambalajul de transport, în special ambalajul de transport. Și cred că va fi acest lucru în curând folosit și de către persoane fizice. Știm foarte bine, mai ales acum cu comerț online, primim foarte multe cutii acasă cu tot felul de produse. Acele cutii devin deșeuri. Cu parteneriatul cu AirCreate, noi încercăm să creăm sistemul prin care acel ambalaj de transport să poată fi reutilizat de mai multe ori. Să nu mai generăm deșeuri din activitatea de transport a produsului până la urmă, de la producător până la noi acasă în această zonă. De asemenea, vom lansa în luna februarie un proiect pilot în Pantelimon, un centru de colectare nu numai a deșeurilor de ambalaj, dar și a ambalajelor pentru reutilizare și a mai multor tipuri de produse. Încercăm să facem un centru de colectare cu interacțiune umană, dar și cu foarte multă tehnologie, în așa fel încât omul să poată să vină acolo, să și înțeleagă, să comunice cu cineva și ce poate să facă și să-și aducă toate produsele. Iar acolo noi să facem deja o activitate de presortare în așa fel încât să putem aduce o valoare mai mare reutilizării și reciclării. Iar în final, până la urmă, pe platforma noastră de trasabilitate încercăm să adăugăm și această relație între cetățean care este și consumator și generator de deșeuri și producătorul produsului, să închidem cât mai bine fluxul și să aibă încredere. Începând de la anul, platforma asta de tehnologie va fi 100% și în blockchain. Deci vom utiliza tehnologia blockchain ca să înregistrăm toate tranzacțiile în așa fel încât să avem niște certificate digitale prin care putem să vedem ce se întâmplă în această zonă. Pentru că vorbeam mai devreme și Valer de economie circulară egal profit. Suntem total de acord în chestia asta și trebuie să, într-adevăr, să creăm un profit, iar acest profit să fie și pentru companii și pentru societate. Noi considerăm că printr-o trasabilitate și printr-o economie circulară digitală putem să redistribuim plusul de valoare din sistem. Dacă suntem transparenți, și fără transparență noi nu credem că putem ajunge la acea economie circulară naturală pentru noi toți, putem să redistribuim valoarea. Și dau un singur exemplu. Dacă eu fac un efort ca cetățean și înlocuiesc serviciul de colectare și vin cu acel produs spălat, cum vorbeam mai devreme, când aduceam aminte de cum spălam borcane, dacă eu îl spăl acasă, dacă îl pun sortat separat și îl aduc la un retailer înapoi sau la un centru de colectare care este bine pregătit, păi atunci trebuie să primesc într-adevăr, vorbeam de incentivuri, trebuie să primesc până la urmă, nu l-aș numi incentiv, ci pur și simplu o redistribuire a plusului de valoare din sistem. Dar asta înseamnă că trebuie să ne recunoaștem fiecăruia
care sunt obligațiile și drepturile. Pentru că, până la urmă, să nu incentivăm partea de obligații, ci să o incentivăm partea aia care aducem un plus de valoare real. Că dacă avem obligația să colectăm selectiv, acolo nu trebuie să primim o obligație, chiar trebuie să plătim pentru chestia asta. Pentru că reciclarea, dacă ar fi să o luăm financiar pur și simplu, cel mai ieftin lucru e să aruncăm la groapa de gunoi. Facem repede o groapă, le aruncăm acolo, e cel mai ieftin, e cel mai ușor am scăpat. Dacă vrem pentru noi, pentru copiii noștri, ceva mai mult, trebuie să contribuim cu mai mult. Fiecare dintre noi, toți la această societate. Nu putem să spunem, ăla e mai mult vinovat sau ăla altul face nu știu cum. Noi am făcut și un sondaj de opinie și cu asta am să închid partea asta de predoarie, în vară, pe care am început să-l facem public, prima dată l-am făcut public clienților noștri, foarte detaliat, împreună cu INXOP-ul, și în care am analizat intenția românilor de a merge către această zonă de economie circulară și disponibilitatea lor de a face. Este un lucru, feedback-ul a fost extraordinar. Deci românii chiar vor să facă, știu și vor. Chiar vor să facă. Că nu-i pe primul loc asta cu partea de deșeuri, e pe primul loc poate partea cu problemele cu pădurile, cu apele, cu aerul, calitatea aerului, dar știu ce vor și își doresc să contribuie, ceea ce este un lucru extraordinar. Și se vede faptul că, până la urmă, companiile, corporațiile și business-urile vin cunoscându-și consumatorul, cunoscându-și clientul, vin în întâmpinarea lor cu astfel de proiecte de care și Mircea și Valer vorbeau, în întâmpinarea consumatorului să-i pună la dispoziție. Pentru că eu nu m-aș baza foarte mult pe stat, nici pe stat la nivel local, nici la nivel guvernamental, să aștept să vină statul. Că eu m-am întâlnit niciodată cu cineva care să zică eu sunt statul. Noi, până la urmă, suntem și indivizi și corporații să ne implicăm activ și să colaborăm între noi pentru a face această economie circulară să funcționeze. Așa este, ai dreptate, e nevoie de o reinventare și a modelului de afaceri. Vorbeam mai devreme și de sisteme de colectare inteligente și de startup-uri pe care voi le susțineți. Grupul IKEA, de exemplu, se pregătește să ofere servicii de închiriere de mobilă, o modificare radicală a modelului său tradițional de business, în încercarea de a pune la punct un model de economie circulară și de a reduce în acest fel amprenta de carbon până în 2030. Mircea, vorbeai de astfel de proiecte și de un magazin second hand, un mall second hand undeva în Suedia. Cum funcționează acestea și e probabil să le avem și în România cât de curând? Foarte probabil. Hai să ne întoarcem un pic în trecut. Vreau să fac și un pic de istorie ca să vedem cum a evoluat și la noi toată povestea asta. În 2012, când am ajuns eu în IKEA, în România, în magazinele noastre se recicla cam 50% din ce se genera în magazine. În momentul ăsta am ajuns la o rată de reciclare de 86%. E destul de greu să mergem mai sus, în special datorită sau din cauza ambalajelor contaminate de la restaurante. Avem un business și în Horeca și acolo încă n-am rezolvat problema ambalajelor contaminate pe care încă n-am reușit să le reciclăm. Deci pe partea asta cu reciclarea a fost un drum lung și încă e mai lung, mai e mult. O mare problemă pe care o văd eu în România și Ionuț a atins-o tangențial, este încă prea ieftin să arunci la groapă. Taxa la groapă, care în România se cheamă contribuție la economia circulară, ceea ce n-ai nicio legătură cu economia circulară, o taxă la groapă, e mult prea mică, deci în continuare este mult prea ieftin să arunci la groapă. Asta înseamnă că din punct de vedere economic va fi foarte greu să se dezvolte oferte reale, viabile economic, care să-ți trateze deșeurile. Și asta e una din marile probleme pe care noi ar trebui să o rezolvăm cât mai rapid, ca țară să nu ne mai orientăm către soluții de gestionare a deșeurilor de joasă valoare, cum sunt depozitarea și incinerarea, ci să mergem
în special hotărât spre soluțiile de păstrare sau creșterea valorii materialelor. Asta înseamnă reutilizare, repurpose și reciclare. Bun, revenim, ne întoarcem la IKEA. Deci, partea asta de reciclare am urmărit-o în tot deceniul 2010-2020. Am oferit soluții și clienților pentru, în principiu, cam pentru toate fracțiile pe care noi le colectăm în magazine, putem să preluăm și de la clienți aceste tipuri de materiale și în magazinele noastre sortăm deșeuri peste 30 de fracții. La final sunt peste 30 de tipuri diferite de deșeuri. Unele, într-adevăr, unele cu subvenții sau cu stimulente pentru clienți. Așa funcționează în partea asta de Europa lucrurile. Trebuie, cum să zic, nici să ne pare rău, nici să nu ne bucurăm. Astea sunt lucruri, așa funcționează lucrurile în zona asta a Europei, nu e numai la noi în România. Am discutat cu colegi care lucrează în domeniul ăsta al economiei circulare și din alte țări din Europa de Est, și cam așa funcționează și în țările respective. Trebuie să dai un stimulent clientului ca să ți le aducă. Pe unele chestii poți să-i dai ceva semnificativ, cum noi facem, de exemplu, pe becuri și baterii. Avem campania de aproape 10 ani, strângem. Pe altele, cum sunt ambalajele, unde valoarea materialului este mai mică, e mult mai greu să o faci și acolo, într-adevăr, trebuie să intre în acțiune schemele de tip garanție, ca valoarea pe care o primește clientul când returnează materialul să fie semnificativă. Bun, trecem la etapa următoare. Deceniul 2020-2030, IKEA urmărește să devină o companie 100% circulară sau toate produsele IKEA să aibă componente de circularitate până în 2030. Asta înseamnă toate cele 10-12 mii de produse IKEA care sunt anual în gamă, pentru că ele se mai și schimbă, au intrat într-un proces de evaluare a designului. Practic, pe parcursul trecerii anilor, toate vor trece printr-un proces de redesign pentru a se merge complet spre eco-design, spre o circularizare completă, pentru posibilitatea mult mai ușoară de a le repara, creșterea duratei de viață, la finalul duratei de viață, posibilitatea de a le desface în materiale componente și apoi de a le recicla. Avem aceste soluții prin care explorăm posibilități de a prelungi durata de viață a produselor, ce avem în România și avem și am avut în Green Friday. În Suedia este testat prin acest magazin care vinde doar produse second hand, este într-un centru comercial unde se vând un centru comercial de tip zero waste, unde se vând doar produse second hand. A deschis și IKEA un magazin pilot acolo, să vedem la finalul pilotului care sunt concluziile și dacă generalizăm soluția sau nu. Și, într-adevăr, furniture as a service, mobila ca serviciu, închiriere de mobilier, un pas îndrăzneț pentru IKEA, pentru că presupune dacă ne iese, va presupune o schimbare totală a business-ului. Pentru că noi, până acum, sau inclusiv în prezent, facem bani din vânzarea de mobilier. Asta înseamnă un lanț mare de producție, exploatarea unor resurse, punerea pe piață a unor produse și vânzarea lor. În clipa în care îți pui problema de a migra modelul de business prin închiriere, se va pune problema cu totul altfel. În primul rând, a închide cercul, a ști ce faci cu produsele alea, că după un număr de închirieri nu o să mai poată fi utilizate și va trebui să le reciclezi, să le retransformi în altceva, și un model de business bazat pe venituri recurente din închirierea produselor. Și pe partea de produse, nu suntem de la zero. Noi deja în magazinele IKEA avem la vânzare de ceva ani buni,
produse din deșeuri IKEA. Foste ambalaje IKEA, de exemplu, fostă folie de ambalaj, care s-a transformat în pulverizatoarele pentru plante. Oricine cumpără un pulverizator pentru plante din ala ieftin de la IKEA, are un produs din plastic reciclat, care a fost, nu numai că e plastic reciclat, dar este plastic IKEA reciclat. Mai avem vaze de sticlă, mai avem covoare care sunt făcute tot din deșeuri IKEA. Deci am început deja să închidem cercul și vrem să mergem mai departe. Într-adevăr, cum menționai și tu, toate poveștile astea sunt legate, inclusiv impactul asupra climei. Evident că în cadrul strategiei de sustenabilitate s-a evaluat unde este impactul nostru cel mai mare asupra climei și surprinzător pentru mulți, nu este la transport, nu este la finalul ciclului de viață al produselor prin terminarea ciclului de viață. Cel mai mare impact climatic și emisiile cele mai mari de dioxid de carbon sunt la extragerea materiilor prime. Deci partea de circularitate va avea un impact uriaș și asupra impactului climatic. Deci vom avea un impact pozitiv, rezolvând partea de circularitate, vom avea un impact pozitiv și în domeniul climatic, pentru că ne vom reduce amprenta de carbon foarte mult. Și mă opresc aici pentru că nu vreau să monopolizez discuția. Nu monopolizez, sunt informații foarte, foarte importante. Avem și câteva întrebări. Valer, o să încep cu tine, pentru că, până la urmă, iată, companiile fac eforturi, tocmai am discutat despre eforturile IKEA și Kaufland. Aveți nevoie și de consumatori educați și de consumatori responsabili și una din întrebări este în ce mod promovați aceste idei și aici mă refer strict la conceptul de economie circulară, către consumatori, cei tineri și cei vârstnici. Aveți campanii de educare privind economia circulară? Din punctul meu de vedere, cred că tot ceea ce s-a vorbit astăzi, atât din partea lui Ionuț, cât și din partea mea, cât, bineînțeles, și din partea lui Mircea, cred că în spatele proiectelor pe care le-am menționat, de altfel, stau proiecte de educare a publicului larg. Sigur că da, intenția noastră este manifestată prin derularea anumitor proiecte în care de ce nu investim și o cotă parte destul de semnificativă a ceea ce înseamnă expunere. Expunere nu neapărat din punct de vedere al marketingului, ci mai degrabă în ceea ce înseamnă această derulare a sesiunii de educare a publicului. Și o să vă dau un exemplu. Tot de la un studiu am pornit, în care aproximativ, cred că 80% dintre români își declarau intenția de a reutiliza celebrele pungi care locuiau foarte bine în celebra pungă. Știți, punga aia plină cu pungi, care, nu știu, odată la probabil jumătate de an sau așa, mai primea o soră geamănă, adică tot o pungă mai mare, care urmea să fie umplută la rândul ei de alte pungi. Ei, spuneam că 80% dintre participanții la studiu manifestau intenția de a reduce consumul de pungi, utilizarea de pungi prin folosirea acelor pungi. Am făcut un proiect prin care acele, în primul rând, pungile subțiri de legume fructe, care nu mai puteau fi reciclate datorită diminuării materialului și fiind foarte subțiri, erau folosite în exces. Vedeam și în magazine, am studiat și lucrul acesta, că de regulă, de la legume fructe, în afară de pungile care conțineau acele legume fructe achiziționate de către client, mai erau câteva rezerve în care se foloseau la a pune o pereche de șosete, cumpărate tot de la noi din magazin, la casa de marcat, de parcă oricum ar fi trebuit să treacă printr-un proces de spălare, mă gândesc eu. Sau, mă rog, orice alte lucruri. Puiul de la raft pus într-o altă pungă, orice altceva pus din nou într-o altă pungă. Ceea ce, bineînțeles, genera un deșeu nereciclabil, un deșeu extrem, extrem de poluant în momentul de față. Cred că plasticul a fost descoperit, cred, în 1950 și a fost considerat gen unul dintre cele mai inteligente și mai potențiale materiale la vremea respectivă, dar din exces de consum, din păcate, l-am adus aici. Nu, el nu e vinovat.
noi suntem vinovați pentru excesul pe care îl demonstrăm vis-a-vis de plăcerea incredibilă de a lua acest produs și de a-l utiliza într-un fel sau altul, cu o durată de viață foarte, foarte scurtă. Vorbea Ionus, dăduse un exemplu și o să vă dă eu în acest sens chiar unul practic. Un croissant cumpărat din magazin, care este deschis imediat la părăsirea magazinului. Ambalajul celui croissant, teoretic, are o durată de viață de minute. Minute. Adică luăm proaspăt de la brutărie, îl punem într-o pungă de plastic, îl achităm la casa de marcat și când ieșim, consumăm croasantul și punga respectivă o punem, presupunem, la coșul de gunoi. Vorbim de câteva minute și astfel, dintr-o șansă de a utiliza un material într-o direcție inteligentă, producem un deșeu nereciclabil, deșeu care la rândul lui se află în acel coș de gunoi și probabil chiar dacă ar fi reciclabil, se contaminează la rând. Ei, și la vremea respectivă, în 2018, am inițiat un proiect național. Consumul excesiv de plastic dăunează grav sănătății. Am mers pe aceeași direcție în care cumva aceste anunțuri ne sunt cumva cunoscute vis-a-vis de consumul excesiv de zahăr, alcool și mai știu eu ce alte reclame gratuite care există în momentul de față, în același stil de educare a consumatorului. Efectul a fost că am înlocuit pungile de plastic de unică folosință cu pungi de plastic biodegradabil, home compostable, adică cea mai bună calitate de plastic biodegradabil. Doi la mână, am pus un preț de 10 bani pe fiecare pungă de plastic biodegradabil și trei, am îndemnat populația să nu folosească pungile. Adică nu luați pungile, veniți cu orice pungi vreți de acasă, cu acele două pungi, puneți-le prima dată în portbagaj să le aveți la îndemână, veniți cu orice pungă, chiar și de la concurență nu avem nicio problemă. În primele două luni de zile, consumul de pungi a scăzut cu peste 60%. Datorită gradului de responsabilizare, de data aceasta nu am mers pe un incentiv, cum vorbeam, pentru gradul de încercare de colectare, de data aceasta am mers cumva într-un model exact invers. Adică dacă vrei pungă, ok, plătești. Nu vrei pungă, nicio problemă, găsim soluții. Găsim efectiv soluții. Mai mult decât atât, chiar am explicat că sunt foarte, foarte multe produse, în special de la legume și fructe, care nu necesită pungă. Un ciorchină de banane nu trebuie pus la rândul lui într-o pungă. Sau, nu știu, un pepene galben. Sau. Sunt, bineînțeles, extrem de multe exemple. Și iată că există rezultate palpabile, uh-huh, în procente semnificative. Campaniile voastre au menirea de a educa și de a informa consumatorul final. Mai avem timp pentru o ultimă întrebare. Ionuț, te rog pe tine să răspunzi la această întrebare. Care sunt costurile de economie circulară pentru IMM-uri? Este viabil acest model de business? Întreabă cei care ne urmăresc. Cred că viitorul, în primul rând, stă în zona de IMM-uri. Cred că de data asta, întreprinderile mici și mijlocii, startup-urile, au o oportunitate extraordinară. Mai ales în această zonă de economie circulară, s-au întâmplat câteva lucruri. În 2017, prima dată, China a venit cu o interdicție de import a deșeurilor cu un grad de contaminare mai mare de 0,5%. 0,5% contaminare la deșeuri este ca și cum ar fi curat, spălat, totul perfect. Deci, în realitate, noi până acum și Statele Unite și Uniunea Europeană își deversau deșeurile mai contaminate în China. Se descurcă ei în zona asiatică. Nu e China, e India, e și așa mai departe. Undeva unde să fie mai ușor de scăpat. Și apoi ne întrebăm cum ajunge în ocean. Revenind. Deci asta odată. Doi, coronavirus. Lanțurile logistice au început să se scurteze. Personal consider că există o oportunitate formidabilă în următorii ani ca întreprinderile mici și mijlocii să se focuseze pe servicii și activități și reciclare și producție în zona
aceasta de economie circulară. Mai ales că aceste lanțuri logistice și această zonă asiatică nu va mai fi folosită atât de mult nici în ceea ce înseamnă ciclul de viață a unui produs și producția se mută din ce în ce poate mai aproape de locul de consum. Și în al doilea rând, pentru faptul că pe zona de deșeu Asia nu mai este o soluție viabilă. Oportunitățile sunt formidabile. Vă dau exemplu la reciclarea plasticului. În acest moment în România, la reciclare de PET avem 3 instalații mari, la reciclare de plastic avem cam 200. Iar toate sunt întreprinderi mici și mijlocii, deci nu sunt întreprinderi mari, cumva companii mari care să facă aceste lucruri. La reciclare sticlă. La reciclare sticlă deja există din ce în ce mai multe tehnologie, reutilizare și reciclare în care IMM-urile pot să vină. Dacă până acum un cuptor de sticlă putea fi investit doar de companiile mari, există în acest moment tehnologie ca să poți recicla sticlă, să produci sticlă nouă, să reutilizezi sticlă cu cu investiție mult mai mică, accesibilă IMM-urilor. Și aici cred că va fi cea mai mare provocare în această viitoare perioadă. De exemplu, noi încercăm să transmitem Ministerului Mediului, Guvernului, ca pe fondurile europene care vin pe perioada următoare, 2021-2027, să poată da posibilitatea IMM-urilor să fie eligibile la astfel de finanțări în zona de reciclare, reutilizare, repurpose, co-crearea până la urmă, proiecte de co-creare mici la nivel local, regional, în care să se poată face ceva. Vorbeam mai devreme de de exemplu, de centre de reutilizare și reparare și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de asta e zona de ambalaje, dar dacă ne uităm în zona de echipamente electrice și acolo potențialul este formidabil. Dacă vrem să ne reparăm un frigider stricat, nu știu unde să mă duc acum. Cred că nu știu dacă există, dar pot fi făcute, iar în Europa de Vest aceste lucruri au reînceput în ultimii 5-10 ani să reapară, centre de reparat. Deci IMM-urile și startup-urile cât mai mult. Dacă pot antreprenoratul trebuie să câștige. Dacă pot să fac și eu un comentariu, dintr-o altă experiență, am fost anul trecut într-un juriu, într-o competiție de inovare socială europeană, care a avut ca temă eliminarea deșeurilor de plastic. Din păcate, între finaliști n-au fost și concurenți din România, dar ce vreau să spun este că toate organizațiile care au participat erau organizații mici și mijlocii, fie firme, fie organizații neguvernamentale. IMM-urile și ONG-urile mici au un mare avantaj față de corporațiile multinaționale. Au agilitate, se mișcă mult mai ușor. Noi la corporații suntem niște mastodonți, suntem niște organizații care se mișcă greu, chiar cei mai agili dintre noi tot ne mișcăm greu față de cei mici. Inovația și agilitatea sunt apanajul celor mici. Deci în direcția asta trebuie să se uite. Dacă se gândesc să adopte forțat un model care deja există, atunci nu, probabil că le va fi foarte greu. Dar dacă ne uităm în zona de inovație și de agilitate și de găsire de noi nișe, atunci cu siguranță acolo este soluția în zona întreprinderilor mici și mijlocii, care după aceea, probabil că dacă nu vor fi incluse în lanțul de valoare ale firmelor mari, vor fi de-a dreptul cumpărate de firmele mari. Așa funcționează lucrurile. Deci, întăresc și eu ce a spus Ionuț. IMM-urile au un mare rol în toate poveștile astea de inovare, de schimbare de tehnologie, de aducerea noului și de descoperire de noi oportunități de business. Deși nu trebuie să ne fie frică de eșec deloc. Oricum trăim toată viața cu acest eșec, dar învățăm din el. Iar antreprenoriatul înseamnă să se hrănească din eșec. Antreprenorii știu cel mai bine
puterea riscului și energia pe care ți-o dă acest lucru. Economia circulară însă este un subiect poate mai puțin discutat în România, dar cu siguranță anul viitor se va discuta foarte mult despre acest subiect și sper să vă revăd și anul viitor într-o discuție despre economia circulară și despre oportunități și soluții. Însă, iată că am văzut ce fac companiile, însă trebuie discutat foarte mult, e nevoie de educație ecologică și în școli, trebuie să vedem ce putem face noi, cetățenii, și, de fapt, stă în puterea noastră să adoptăm un comportament responsabil față de natură și față de noi înșine, să evităm produsele ambalate în plastic de unică folosință și să ne obișnuim să le folosim cât mai mult și să aruncăm cât mai puțin. Le mulțumesc invitațiilor și vă mulțumesc vouă că ați fost alături de noi și să ne revedem sănătoși și anul viitor. La revedere! La revedere! Mulțumim!